Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Așadar, prieteni, România s-a instalat solid în fruntea țărilor cumplit afectate de pandemie. Avem valori record de îmbolnăviri zi de zi, dar mai grav, un număr înspăimântător de morți. Aici, în țara noastră, sunt cei mai mulți morți de COVID la milionul de locuitori din Europa, Asia, Africa și America. Cifrele sunt îngrozitoare, 561 de decese în 24 de ore, e ca și cum s-ar fi prăbușit în aceea zi două avioane arhipline, ca și cum s-ar fi prăbușit un bloc cu 100 de apartamente plin de locatari, mă rog, e ceva îngrozitor. Și nu e ca și cum această situație catastrofală n-ar fi fost anticipată și anunțată. E o tragedie anunțată. Cronica unei tragedii anunțate, asta se întâmplă acum în România. De luni de zile, de când a apărut varianta Delta, specialiștii, epidemiologii avertizează că trebuie luate măsuri clare de prevenție, altfel sistemul sanitar va fi dat peste cap și vor muri din ce în ce mai mulți oameni, pentru că pe măsură ce secțiile ATI se umplu și pe măsură ce bolnavii nu mai au loc, personalul medical este din ce în ce mai întins, supus sub presiune, evident, calitatea îngrijirii scade și mor din ce în ce mai mulți oameni. E ca un bulgăre de zăpadă. De asemenea, campania de vaccinare e moartă în coteț de aproape jumătate de an, dar responsabilii politici, administratorii națiunii noastre, președintele, premierul, miniștrii, majoritatea parlamentară au fost în tot acest timp de o indolență criminală de-a dreptul. Nici nu-ți trebuie prea multă minte, de fapt, să faci ce trebuie făcut în astfel de condiții. Dacă nu te pricepi, și dacă ești politician în România, sunt toate șansele să nu te pricepi, de fapt, atunci n-ai nevoie decât de un pic de bunăvoință. Te uiți la ce fac alții, pur și simplu, și copiezi ce merge. Asculți cu minte ce spun specialiștii, vezi cum au făcut ăia în Occident, unde societățile sunt mai așezate și mai responsabile, și faci la fel. Nu trebuie să inventezi roata, trebuie doar să o copiezi. Iată, Europa de vest a cam terminat cu pandemia, țările se întorc acolo la normalitate, cu proporții de vaccinare care depășesc 80% din populația eligibilă în cele mai multe cazuri, COVID-ul devine acolo o boală suportabilă, multe cazuri, da, dar puține internări și foarte puține decese. Dar aici, în estul sălbatic, președintele și primul ministru, cu o irresponsabilitate inimaginabilă, au contribuit activ la ridicarea valului 4, care ne îmbolnăvește și ne ucide săptămânile acestea. Mai țineți minte când au anunțat triumfalist prin vară că au învins pandemia? Am rămas cu gura căscată. Degeaba au spus toți specialiștii că e cel mai greșit mesaj posibil, că asta va descuraja oamenii să se mai vaccineze, că nimeni nu va mai respecta măsurile de prevenție. Păi de ce s-o mai faci, dacă președintele și prim-ministrul spun că nu mai e nicio problemă? Deci degeaba au plâns specialiștii, medicii, degeaba câțiva jurnaliști, printre care și noi din acest studio am avertizat că nu e în regulă și că virusul nu citește declarații politice, că vine varianta Delta super contagioasă. Degeaba. Lucrurile au fost lăsate de izbeliște și uite unde am ajuns. S-a adăugat la asta o campanie de dezinformare dezlănțuită, ca pentru cele mai înapoiate triburi. O horă a minciunilor, manipulărilor, falsurilor și discursurilor populiste ipocrite care au creat un tsunami de neîncredere în medici, în oamenii de știință, în autoritatea specialistului. Am văzut nei ca nimeni zbierând la medici cu ani mulți de școală în spate, transmițând aceste spectacole odioase de linșaj public live pe Facebook, aprobați de o gloată de agramați și analfabeți puși pe linșaj, în timp ce morgile nu mai au loc să îndese cadavrele nenorociților care s-au lăsat păcăliți și manipulați de ticăloși. Ce se întâmplă zilele acestea în România e o lecție cumplită despre ce pot face absența liderilor și ipocrizia populiștilor la vreme de criză. Exemplele sunt năucitoare și sfidează însuși conceptul de gândire, de rațiune. Avem o familie întreagă moartă de COVID la Giurgiu, toți membrii familiei nevaccinați. Adică în exact orașul în care episcopul ortodox Ambrozie predică teorii conspiraționiste, spălând creierele unor renoriași și așa bătuți de soartă. La București, o femeie de 80 de ani ajunge la spital infectată cu COVID, unde îi spune medicului că nu s-a vaccinat ca să nu care cumva să rămână sterilă, așa cum a văzut la televizor. Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns cu tot sufletul pentru acești frați români care mor mințiți și bagiocoriți de alți români. Și în al 12-lea ceas, unde este președintele României?
liderul politic al națiunii, omul ales cu cele mai multe voturi în această țară, ca să fie factorul de echilibru și de moderație în societate. Unde este liderul care ar trebui să contribuie activ, neobosit, cu marea sa influență și destula sa putere la rezolvarea crizei? L-am văzut ieri seară ieșind la ceas de mare gravitate și pericol pentru națiune, ca de obicei pasiv îngrijorat. Campania de vaccinare s-a mișcat mult prea lent, a spus dânsul. Pregătirile au fost deficitare. Acum ceea ce mai contează este să reușim să depășim această cumpănă. Cifrele confirmă că nu s-a făcut ceea ce a trebuit până acum. Și am încheiat citatul. Președintele pare întristat. Da. Dar și așa, un pic mirat de ce se întâmplă în jurul lui. E mirat ca un portar de bloc, care nu înțelege cum de s-or fi dat atâtea spargeri pe scară cât el dormea în cabină, rezemat de Constituție. Serios, domnule președinte Iohannis, campania de vaccinare s-a mișcat lent? Pregătirile au fost deficitare? Păi unde ați fost până acum? Păi urlăm aici de luni de zile că nu se face ce trebuie făcut. Și hai să zicem că nu noi contăm aici în studioul ăsta, că noi suntem mici. Dar spun asta medicii, profesorii de sănătate publică, epidemiologii, specialiști în boli infecțioase, practic toți cei care au cădere și autoritate să vorbească pe acest subiect avertizează de luni de zile că nu e în regulă și că situația se va agrava dramatic și rapid, fulgerător de repede, dacă nu se iau măsurile cuvenite. Și ce să vezi, chiar așa s-a întâmplat, cum au avertizat oamenii care se pricep. Când am auzit ieri că iese președintele Iohannis, am sperat că în sfârșit vom avea o decizie fermă, măcar acum, în al 12-lea ceas. Dar domnul Iohannis nu e în stare să facă nici acum altceva decât să amâne. Ne-a anunțat ieri că va face azi o ședință cu responsabilii. Deci, urgență maximă, mai vedem mâine. Foarte mult mă bucur că ne-a împărtășit din programul dânsului. Asta sigur o să ne ajute. Vom vedea ce hotărâri pot fi luate după ședința de azi, dar vă reamintesc, guvernul nu mai poate decide mare lucru pentru că este interimar. Și asta tot ca urmare a încăpățânării oarbe a domnului Iohannis să-și pună favoritul șef la PNL, că asta era problema României acum, să se sfarme coaliția de guvernare, că nu mai putea domnul Câțu fără șefia partidului în urma unui congres cu 5.000 de oameni adunați la oaltă în plină explozie pandemică. Chiar sunt curios dacă după ce trece bătaia de joc cu desemnarea lui Cioloș ca premier de luat la șuturi în Parlament, domnul Iohannis va continua cu încăpățânarea asta și îl va desemna tot pe favoritul dânsului, pe domnul Câțu. Că ăsta e iar exact lucrul care mai lipsește ca să ne facă zop pe toți. Un guvern condus acum de cel mai nepopular politician din România, un premier al PNL care nu va putea supraviețui în funcție fără voturile PSD. Ce monstruozitate politică! Și iată cum România, ca un bolnav în criză, se prăbușește acum din cauza numeroaselor sale boli cronice, netratate de ani de zile. Națiunea aceasta e bolnavă de o clasă politică coruptă, populistă și ineptă. De o administrație publică înnecată în nepotisme și sinecuri. De un sistem de educație osificat, care produce cohorte de analfabeți. De o presă care nu-și respectă nici meseria, nici publicul, nici adevărul. De o biserică ce înțelege perfect că nu-și va putea menține influența dacă societatea se modernizează și face tot ce trebuie pentru a-și menține influența. Și îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar dacă există vreo ieșire din această situație dramatică, atunci, din păcate, ea este foarte îndepărtată și nici drumul până acolo nu-i deloc ușor. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.